La Universitatea Dunărea de Jos din Galați s-a dat startul în sesiunea de admitere septembrie 2020. Viitorii studenți au la dispoziție o gamă largă de specializări, fie că e vorba de științe inginerești, administrarea afacerilor și economie, istorie și filozofie, mediu, automatică și calculatoare, litere sau inginerie alimentelor. La fel ca în prima sesiune, admiterea din luna septembrie se va face pe bază de concurs de dosare, cu excepția Facultății de Arte, a Facultății de Educație Fizică și Sport și a Facultății de Medicină și Farmacie. În prima etapă, în perioada 3-11, sunt înscrierile la licență, în perioada 5-15 sunt înscrierile la masterat. De asemenea, în aceeași perioadă se realizează înscrieri la învățământul la distanță, IDIFR, precum și la doctorat. Așa precum știți din media și de pe site-ul universității noastre, www.admitere.gal.ro, în această sesiune de admitere sunt scoase la licență un număr de 169 de locuri la buget, 1467 locuri la taxă și un număr de 114 locuri pentru românii de pretutindeni. Pe platforma special creată pentru înscrieri online au fost deja depuse primele dosare, acestea fiind analizate de comisiile de admitere de la nivelul fiecărei facultăți. Verificăm dosarele depuse online de candidații noștri. După ce ne asigurăm că aceștia au depus toate documentele, validăm dosarul și generăm legitimația de concurs. Pentru candidații care aleg să se prezinte fizic la înscrieri, dosarele pot fi depuse la sediile facultăților pentru care optează. Pentru protecția candidaților au fost luate inclusiv măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului. Candidații să vină fără probleme și vor fi în siguranță, inclusiv la înscrierea face-to-face, pentru că se respectă toate măsurile de reducere a răspândirii virusului SARS-CoV-2. Oferta educațională este pe placul potențialilor studenți. Oferta de admitere pentru toți studenții este foarte avantajoasă. Îmi doresc o completare a studiilor pentru a-mi lărgi orizontul de cunoștințe. Centrele de înscriere din cadrul facultăților Universității Dunărea de Jos din Galați vor fi deschise de luni până vineri, între orele 8:30 și 15:30, iar sâmbăta și duminica între orele 9 și 13. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul www.admitere.ugal.ro.